Stă scris la lege și la mărturie. În cartea profetului Ieremia, la capitolul 32, cu versetul 17, stă scris: Ah, Doamne Dumnezeule, iată, tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea ta cea mare și cu brațul tău întins. Nimic nu este demirat din partea ta. Sănătatea constituie o binecuvântare a cărei valoare este apreciată de puțini oameni. Totuși, de ea depinde într-o mare măsură eficiența capacităților noastre mentale și fizice. Impulsurile și patinile noastre provin din trup care trebuie păstrat în cea mai bună condiție fizică și sub cea mai curată influență spirituală, astfel încât talentele noastre să poată fi folosite cel mai eficient. Orice slăbește puterile fizice slăbește și mintea și o face mai puțin capabilă să deosebească binele de rău devenim mai puțin capabili să alegem binele și avem mai puțină putere de voință să facem ce știm că este corect. Folosirea greșită a puterilor fizice scurtează timpul în care viața noastră poate fi folosită pentru slava lui Dumnezeu și ne face incapabili să aducem la îndeplinire lucrarea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Prin faptul că ne îngăduim să ne formăm niște obiceiuri greșite prin mersul la culcare, la ore târzii și satisfacerea poftei în dauna sănătății, noi punem bazele debilității și slăbiciunii, prin neglijarea exercițiului fizic, prin supra-solicitarea minții și a corpului, ne dezechilibrăm sistemul nervos. Cei care scurtează astfel viața și prin desconsiderarea legilor naturii se fac singuri inapți pentru slujire, sunt vinovați de jaf față de Dumnezeu. De asemenea, îi jefuiesc și pe semenii lor șansa de a fi o binecuvântare pentru alții, însă și misiunea pentru care Dumnezeu i-a trimis în lume este micșorată ca urmare a propriilor lor acțiuni și ajung incapabil să facă chiar până și ceea ce ar fi putut realiza într-o perioadă de timp mai scurtă. Dacă prin obiceiurile noastre dăunătoare lipsim lumea de binele de care ar fi putut să beneficieze, Domnul ne consideră vinovați. Călcarea legilor sănătății este o călcare a legii morale, deoarece Dumnezeu este categoric autorul legilor sănătății cât și al legii morale. Legea este scrisă cu propriul său deget pe fiecare nerv, pe fiecare mușchi, pe fiecare capacitate cu care a fost înzestrat omul. Și fiecare abuz asupra oricărei părți a organismului nostru este o încălcare a acestei legi. Toți oamenii trebuie să aibă o cunoaștere informată asupra structurii organismului uman ca să-și poată păstra trupul în condiția necesară pentru îndeplinirea lucrării lui Dumnezeu.